Dincolo de pensii mărite și un trai mai bun, oamenii vor respect din partea celor care guvernează. Este concluzia senatorului Marian Pavel, candidatul Partidului Social Democrat la președinția Consiliului Județean Ialomița, după primele două săptămâni de campanie electorală prin satele județului. Marian Pavel consideră că măsurile luate de guvernele PSD și implicarea primarilor social-democrați se vede în creșterea nivelului de trai în localitățile conduse de aceștia. Așa stau lucrurile și la Cosâmbești, unde o mare parte dintre străzile comunei au fost deja asfaltate. Eu mă aduc aminte că veneam acum 10-12 ani la dumneavoastră și în piciorul băgam și unul scoteam pe străzile astea pe aici. Acum cam toate astea asfaltat. Că mai sunt foarte multe de făcut, o să le fac. Cu susținerea de la Consiliul Județean. Treaba da? E să facă. Faci. Faci. Da? Okay, și dacă nu faci, o luăm de la spate și îl îmbinem și tot okay, faci. Dar vă spun eu că unde e cel mai bun primar pe care avem în Ialomița. Da? Chiar da, știe da. Să scrie proiect. Care e cel mai bun mamaie să fie primar? Al PSD-ului, da? Da, mamaie, de-aia venim și noi să-l susținem. PSD-ul ne-a mărit pentru, PSD-ul ne-a făcut tot așa. Și le mai mărit. Al nostru țara mă e primarul. Doamne ajută, nu ne-a făcut rău la nimica, nu ne-a aia, nu ne-a trecat cu nimica. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Deci tot ce a promis a făcut mamaie, da? Tot a făcut. Ca și PSD-ul de câte ori a fost la guvernare. A făcut și PSD-ul foarte mult ne-a făcut, ne-a mărit și pensiile astea. Toate alea ne-a făcut. Ce ne face PNR-ul? Să ne ia pensiile care le avem noi. Asta fac ei, destul de mult. Cu respect, zi bună, sănătate, numai bine, succes, mulțumim. 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 Astăzi sunt într-o comună în care realizările primarului sunt deja notabile, oamenii le știu, le cunosc. Bogdan face administrație de 24 de ani aici în Cosâmbești, este primar din 2000, am venit amândoi în administrație publică ca și primar în 2000. Ne știm foarte bine, suntem foarte buni prieteni, am avut o perioadă în care am și răspuns de Cosâmbești când eram lider de zonă. Este foarte ușor să faci campanie electorală când ai și rezultat. Pe de o parte, rezultatele administrației publice locale, al domnului primar Bogdan Popescu, are echipe de consilieri de aici, pe de altă parte, rezultatele guvernelor PSD. Vedeți asfalt pe stradă, vedeți canalizări, vedeți lucruri de investiție, toate sunt făcute cu sprijinul guvernelor PSD, da? Pe lângă continuarea proiectelor începute, primarul Bogdan Popescu are pe lista de priorități noi investiții, iar canalizarea și introducerea gazelor naturale sunt doar câteva dintre ele. Cele noi sunt cele care vor fi cu finanțare scurtă și medie de la bugetul local și cu ajutorul Consiliului Județean și cele în continuare care se află acum în execuție și trebuie să finalizate la sfârșitul acestui an sau în 2021 cel târziu, depinde și de executant și de condițiile atmosferice, cum va fi toamna și iarna. Și mai sunt obiective la care lucrăm și de interes și cu mare așteptări din partea locuitorilor, gen canalizare și gaze, care depindem foarte mult neapărat de finanțarea locală, de cea guvernamentală, mă refer la canalizare, și la gaze, finanțare europeană, în care am încercat și reușim parteneriatul între 6 comune, Cosâmbești, Mărculești, Gheorghe Lazăr, Bucu, Scântea și Valea Ciorii. La sfârșitul, până în alegeri, trebuie să avem toți hotărârile de Consiliu adoptate ca să finalizăm parteneriatul, iar în perioada 14 octombrie, 11 noiembrie va avea loc o depunere de cereri de finanțare la Ministerul Fondurilor Europene, unde sperăm să intrăm și noi, chiar dacă nu o să reușim să obținem finanțare, pentru că fondurile sunt limitate în această sesiune, dar vom obține cu siguranță punctaj și la viitoarea alocare bugetară din partea Uniunii Europene și a Guvernului României, sper să fie al nostru, vom primi sigur finanțare. Termen de execuție pe fonduri europene se aplică regula M+3, deci de la obținerea finanțării în 3 ani începe execuția. Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean este de părere că singura garanție a unei dezvoltări economice durabile o reprezintă crearea unui mediu de afaceri puternic în județ. De curând am lansat un program economic pentru județul Ialomița. Vedeți, dumneavoastră, s-au făcut foarte multe lucruri bune și se fac în continuare cu ceea ce înseamnă fonduri județene, fonduri guvernamentale și fonduri din fonduri europene. Dar pe lângă toate lucrurile astea putem să avem și trebuie să creăm infrastructură. Dacă nu reușim să creăm un mediu de afaceri dezvoltat în județul Ialomița. De ce spun lucrul ăsta?
pentru că o alocare guvernamentală îți dă astăzi guvernul 100 de miliarde, 200 de miliarde, realizezi un obiectiv și atât. Dar în momentul în care reușești să atragi investiții în județul Ialomița, în momentul în care reușești să dezvolți până la urmă business-uri aici, să încerci să creezi parcuri industriale, să poți să discuți cu oameni de afaceri care să-și relocheze efectiv business-urile aici, vei avea venituri de fiecare dată la bugetul județean și nu vei mai depinde de ceea ce înseamnă bugetul republican consolidat. Județul Ialomița trebuie să dezvolte foarte mult și să-și dezvolte business-urile și să atragă investiții în zonă. Pentru că avem și potențial. Gândiți-vă, am discutat la Fetești despre cât de ofertant este municipiul Fetești. Da, este cel mai important nod rutier din Ialomița, trece autostrada pe lângă Fetești, este cel mai important nod rutier din Ialomița, poate deveni și nod fluvial. Orice om de afaceri are forță de muncă calificată și, din câte știu eu, foarte multă, ar fi interesant. Ce trebuie să faci? Trebuie să identifici o zonă. Din păcate, municipiul Fetești, în proprietatea primăriei, nu mai are teren, dar vom găsi soluții ca să identificăm teren aparținând în Consiliul Județean și să dezvoltăm parcul industrial în tot județul. Continuarea investițiilor în infrastructura rutieră, dar și dezvoltarea serviciilor medicale, sunt alte puncte importante din programul electoral al candidatului social-democrat la președinția Consiliului Județean Ialomița.